Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Avem opiniile voastre, prieteni, pe un subiect care se ridică așa în intensitate, se discută din ce în ce mai mult despre posibilitatea introducerii vaccinării obligatorii sau testării săptămânale pentru angajați din anumite categorii. Și au fost recent două declarații în acest sens. Personal, cred că sunt... Asta e senzația mea, nu am informații în sensul ăsta. Sunt mai degrabă baloane de încercare, pentru că nu sunt făcute, cum să spun, de persoane, de oficial care ar putea să și ia decizii, ci de diverse persoane din apropierea prim-ministrului, cum să spun, din zona de putere. Deci în comunicarea publică se mai lansează baloane de încercare din când în când, să vadă care este reacția publică la așa ceva. Așa. Și așadar, avem așa, Nelu Tătaru, fostul ministru al sănătății, pe care nu l-am mai văzut de luni și luni de zile ieșind pe nicăieri. Dânsul este consilier al prim-ministrului, a ieșit public la Digi24 și cred că a fost și la radio și a declarat că va propune introducerea vaccinării obligatorii sau testarea săptămânală pentru angajații din anumite sectoare, sectoare esențiale de activitate, medici, profesori, polițiști, pompieri sau jandarmi. Deci dacă cineva crede că consilierul prim-ministrului apare la televizor și spune uite ce propunere o să-i fac eu prim-ministrului și prim-ministrul nu știe deja că declarația asta va fi făcută, este naiv. Deci în mod evident se discută despre acest subiect. Asta este declarația lui Nelu Tătaru. Mai e o declarație a lui Raed Arafat, secretar de stat. Dă cu cotul primezi, ce zi tu, ca să vedem ce zice. Da, exact așa se face. Dar Raed Arafat a spus aseară la Antena 3 același lucru, că ar trebui ca membrii instituțiilor esențiale să fie fie vaccinați, fie testați periodic, asta pentru că vaccinarea nu este obligatorie, și a argumentat, a spus că nu e vorba numai de tine, ci că ești funcționar într-o structură esențială, iar dacă te îmbolnăvești și vă îmbolnăviți între voi și mergeți acasă, nu mai are cine să lucreze. Uh-huh. Da, iată, ăsta este mesajul. Întrebat dacă o astfel de obligativitate nu ar încălca cumva drepturile omului, consilierul primului ministru, Nelu Tătaru, fostul ministru al sănătății, a răspuns că, citez, binele comun este mai important decât binele individual, drepturile omului se încalcă și pentru cel care stă în terapie intensivă, venit cu o boală cronică în spital și infectat cu COVID-19. Și vă reamintesc, la începutul anului, CEDO a considerat că principiul solidarității sociale poate justifica impunerea vaccinării tuturor. De altfel, astfel de măsuri pentru vaccinarea personalului din segmentele esențiale se aplică deja în țări precum Italia, de exemplu. Accesul la o mulțime de evenimente sau într-o mulțime de spații publice se face cu certificatul COVID în multe țări europene. Și în Franța, da. Și în Franța, și în Italia, și în Austria. În România, deocamdată, nu s-au luat astfel de decizii. E adevărat că și rata de vaccinare este foarte scăzută. Ca atare, opinia voastră la 0372069599, telefonul nostru, Marcela vă așteaptă. Ce credeți? Este o idee bună? Vaccinarea obligatorie sau testarea săptămânală pentru angajații din sectoare esențiale de activitate, medici, profesori, polițiști, pompieri sau jandarmi? O idee bună? O susține sau dimpotrivă? Credeți că este o idee proastă și sunteți împotriva ei? De ce anume? Da, de ce anume? 0372069599. Posibilitatea introducerii vaccinării obligatorii sau atestării săptămânale pentru angajații din sectoare esențiale de activitate în România, adică medici, profesori, polițiști, pompieri sau jandarmi, baloane de încercare lansate în ultimele ore, atât de Nelu Tătaru, fostul ministru al sănătății, acum consilier al primului ministru, și de Raed Arafat, secretar de stat. Opiniile voastre ne interesează. 0372069599. Vă ascultăm. Tu ești vocea care contează, avem multe mesaje și telefoane în direct imediat. Da, sunt de acord cu testarea periodică, dar nu pe banii mei. În niciun caz nu sunt de acord cu vaccinarea obligatorie. Prefer să-mi dau demisia. Nicolae, profesor. Da, am înțeles. Bun, opiniile voastre o să ascultăm multe și după aceea zicem și noi. Laurențiu, ești deja în direct. Bună dimineața. Salut, Laurențiu. Laurențiu, alo. Hai mai departe, Alina, cred. Mergem, da. Mergem la Alina. Bună dimineața, Alina. Bună, bună Alina. Bună dimineața. Te rog. Eu sunt pentru vaccinarea obligatorie și pentru testarea periodică, dar pe banii personal, nu, în niciun caz nu pe banii statului. Uh-huh. Mi de se ce? Pare normal.
mi se pare normal că atunci când lucrezi în mai ales când lucrezi în domenii esențiale, să dai simț de răspundere, de responsabilitate și de simț civic, și libertatea ta se termină acolo unde încalci libertatea celuilalt. Uh-huh. Adică nu vorbim de încălcări, de vreun încălcări de drepturi, pentru că practic tu astfel încalci dreptul celuilalt, care e vaccinat sau nu poate să se vaccineze și ia de la tine boala pentru că tu nu ai vrut. Foarte bună observație. Așa este, libertatea fiecăruia se oprește acolo unde încep să încalce libertățile celorlalți. Bună dimineața! Eu cred că ar trebui să fie obligatorie, să fie obligatorie aceste măsuri, nu numai în sectoarele esențiale, ci în toate. Pentru că cred că este singura modalitate în care ne putem proteja copiii, care în acest moment sunt foarte vulnerabili și devin din ce în ce mai vulnerabili. Mulțumesc! Da, am vorbit cu amici care au copii la școală și nu au vârstă de vaccinare acum și sunt realmente foarte îngrijorați. Mulți dintre ei sunt, chiar cred că odată cu varianta Delta, sunt mult mai expuși ca anul trecut. Da, e foarte probabil să fie așa. Avem și mesaje argumentate împotriva vaccinării obligatorii și uite, ne spune cineva și mă frapează argumentația. Personal, nu sunt de acord cu impunerea vaccinării obligatorii pentru simplul motiv că acest gest nu garantează nici protecția celui vaccinat, nici a celor cu care intră în contact. Și vaccinații se pot îmbolnăvi și pot transmite boala, deci care e avantajul? Ideea de a propune impunerea acestui lucru ca obligatoriu este un abuz care contravine libertății individului. Dacă oricum toți respectăm distanțarea și purtăm măști în spații închise, de ce se merge așa de departe? Portul măștii este foarte bun. Deci am văzut zilele trecute noi studii științifice care demonstrează faptul că portul măștii este o măsură eficientă și efectivă de reducerea transmisibilității. Paradoxul este că dacă cumva printr-un miracol toată populația planetei ar purta măști corect peste tot timp de o lună, probabil că am reușit să scăpăm de pandemia asta. Dar lucrul ăsta evident că nu se poate întâmpla. În privința infectării celor vaccinați, da, există astfel de situații, dar statistic ele sunt în proporție totalmente nesemnificativă. Am văzut zilele trecute în România, de exemplu, INSP a comunicat faptul că doar 0,11% din cei infectați cu COVID în ultima perioadă sunt persoane vaccinate. 0,11%. Deci unul dintr-o mie din cei infectați cu COVID este și vaccinat și știm deja că vaccinul protejează față de formele grave, formele severe. Și asta este un lucru foarte important. Deci sunt, practic, ești aproape sigur că nu transmiți mai departe, deși te poți infecta în cazuri foarte rare, și doi, este aproape sigur că nu dezvolți forme severe, ceea ce înseamnă că nu pui presiune pe serviciile medicale, care trebuie să rămână deschise și pentru cei care au nevoie totuși să meargă la spital. Pentru cu altceva. Probleme de inimă, da. Cu operații, adică totuși trebuie să ne gândim și la ceilalți. Mihaela, bună dimineața! Bună dimineața, Mihaela! Bună dimineața! Te rog! Te rog! Opinia ta și argumentează, oricare ar fi ea. Un singur lucru. Sunt pentru vaccinare. De ce? Te rog să dai Mihaela, mai încet radio-ul, pentru că ai întârziere și asta te încurcă foarte tare. Nu mai avem mult timp. Dacă părintele meu este în spital, eu vaccinată, părintele vaccinat, eu nu am voie să mă duc o dată pe săptămână la el, având în vedere că sunt asiste cadre medicale nevaccinate. Da. Și asta este corect. Dacă interzice accesul persoanelor nevaccinate corect. În spital, de ce medicii pot fi nevaccinați și pot merge în spital? Vasile, doar câteva secunde mai avem. Bună dimineața! Vasile. Alo? Alo? Dan, hai, bună dimineața, ești în direct. Alo? Da, se întâmplă ceva. Nu știu ce se cineva întâmplă. Ne spune fenomenal primul mesaj, cel al domnului profesor. Școala numărul 75 din București e deja închisă complet în doar a treia zi din cauza acestor angajați din învățământ. Da, mulțumim pentru mesaje. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.